Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, în intervalul 6 aprilie ora 15 și 7 aprilie ora 20, în regiunile estice și sud-estice vor fi precipitații sub formă de ploaie și trecători la poviță sau ninsoare, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafala de peste 50-60 km pe oră. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat, iar în județele Galați, Brăila, Tulcea și Constanța pe are restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. În zona Carpaților Oriental și Meridional va ninge, se va depune strat nou de zăpadă și vor fi intervale în care ninsoarea va fi viscolită. Marți vreme va fi în continuare mai rece decât în mod obișnuit pentru această decadă a lunii aprilie, chiar deosebit de rece în jumătatea de est a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 10 grade, ușor mai ridicate în vest și în sud-vest, iar cele minime între minus 5 și 4 grade. Înnorările vor persista în regiunile estice și sud-estice, unde se vor semnala precipitații sub formă de ploaie și trecători posibile la poviță sau ninsoare. În jumătatea vestică vor fi unele înnorări și izolat ploi slabe pe timpul zilei, apoi cerul se va degaja, astfel că spre dimineață izolat se va produce brumă. Să vedem ce temperatură ne aduce ziua de mâine. În Maramureș mâine se vor înregistra temperaturi cuprinse între 11 și 12 grade Celsius. În Crișana mâine va ploua, iar termometrul va indica o singură temperatură în regiune, ea fiind de 12 grade Celsius. În Transilvania plouă în toată regiunea, în afară de Mercurea Ciuc, unde va ninge. Temperaturile sunt scăzute, ele fiind cuprinse între 6 și 11 grade Celsius. În Oltenia, la fel, ploaia își face de cap, iar termometrul indică temperaturi cuprinse între 10 și 11 grade. În Muntenia avem temperaturi cuprinse între 8 și 10 grade, cu 10 grade în București. În Dobrogea, mercurul urcă doar până la temperatura de 9 grade Celsius. Va ploua în întreaga regiune. În regiunea noastră, în Moldova, temperaturile sunt cuprinse între 8 și 10 grade, cu 10 grade în județul nostru, în județul Iași. Vom avea ploi abundente în întreaga regiune, iar în Suceava se va așeza un nou strat de zăpadă. În Pașcan, deși se mai încălzește foarte puțin, iar termometrul indică 7 grade Celsius, vom avea parte și mâine tot de ploaie sporadică, așa că nu vă uitați umbrela acasă. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate, iar eu vă aștept și mâine la aceeași oră pentru mai multe date meteo. Vreme și vremuri bune vă doresc. Numai bine!